Detașamentul de pompieri Megidia a fost solicitat să intervină în localitatea Megidia în urma unui apel la serviciul unic de urgență 112. Ne-am deplasat cu două autospeciale de stingere și o autoambulanță SMURD. La fața locului am găsit un incendiu care se manifesta generalizat la nivelul unui apartament de două camere, la etajul 2. Când am ajuns aici, la fața locului, am constatat că proprietarul sau copilul proprietarilor, în vârstă de 40 de ani, era pe geam. Cu ajutorul unei scări culisabile am procedat la evacuarea și salvarea victimei. În momentul de față este în afara oricărui pericol. S-a lucrat pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar în momentul de față am făcut o solicitare la Inspectoratul pentru situații de urgență să fie chemat pentru evaluare un expert de la Inspectoratul de Stat în Construcții, întrucât pe tavanul camerei de zi, pe tavanul sufrageriei, sunt niște fisuri și trebuie făcut o expertiză în acest sens. Intervenția a decurs în condiții normale, nu sunt probleme deosebite. Din fericire, victima a fost salvată. Ei n-au nicio problemă, dar nu avem nimeni, trebuie să vină.